Direcția pentru Agricultură a județului a finalizat procesul de inventariere și evaluarea pagubelor produse de căderile de zăpadă din lunile ianuarie-februarie 2012. La nivelul județului, 70 de producători agricoli au fost afectați. Conform statisticilor oficiale, agricultorii ai căror producție a avut de suferit își desfășoară activitatea în localitățile Vaslui, Bârlad, Negrești, Comuna Banca, Bogdănița, Ciocani, Crețești, Ivești, Ivănești, Pogonești, Oltenești, Todirești, Ștefan cel Mare și Zorleni. Trei dintre aceștia au sere. Având în vedere că primele două luni ale anului 2011 au debutat cu ninsori abundente, putem spune că aceste căderi masive de zăpadă au afectat suprafețe semnificative de spații protejate și mă refer la sere și solarii, atât de legume cât și de flori. Au fost afectate în principal atât materialele de acoperire cât și cele de rezistență. Vestea bună pentru agricultorii afectați de căderile de zăpadă este aceea că Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale a elaborat un proiect de hotărâre de guvern ce prevede acordarea de sume compensatorii, cuantum maximum fiind de 7.500 de euro. Ajutorul se oferă producătorilor agricoli persoane fizice și producătorilor agricoli persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale, întreprinderi familiale, persoane juridice. Bucurie pentru cei aproximativ 100.000 de pensionari vasluieni. Cu ocazia sărbătorilor pascale, Casa Județeană de Pensii a decis acordarea pensiilor în avans. Cei mai fericiți vor fi pensionarii care primesc banii pe card, numărul acestora fiind însă mic. Din totalul pensionarilor înregistrați în județ, doar 25.000 primesc pensiile pe card, pentru restul plata făcându-se cu ajutor poștașilor. Conform afirmațiilor Casei Județene de Pensii, banii au fost deja virați în conturi. Având în vedere apropierea sărbătorilor pascale, Casa Județeană de Pensii Vaslui întreprinde toate măsurile necesare pentru achitarea pensiilor mai devreme, indiferent de modalitatea de plată a acestora, respectiv mandat poștal, cont bancar sau cont de card. Pentru a veni în sprijinul tuturor beneficiarilor, Poșta Română a decis, de asemenea, achitarea în avans a pensiilor. Plățile se vor efectua după următorul calendar. În perioada 11-25 aprilie se vor plăti la domiciliul titularului drepturile de protecție socială din sistemul public de pensii, asigurări sociale de stat și alte drepturi, pensiile agricultorilor, ale veteranilor de război și văduvele acestora, precum și pensiile militare. Până la data de 25 aprilie se vor achita plățile restante și diferențele, iar până pe 27 aprilie se vor achita mandatele de plată avizate, ai căror beneficiari nu au fost găsiți la domiciliu, plata făcându-se la sediu sub unităților poștale. Un bărbat a murit în urma unui conflict izbucnit între acesta și un alt locuitor în orașul Murgeni. Pentru fapta comisă, agresorul a fost arestat preventiv pentru violență. Vinovatul este un bărbat în vârstă de 31 de ani în suburbia Schinene a orașului Murgeni. Acesta este cercetat pentru săvârșirea infracțiunii de loviri sau otămări cauzatoare de moarte. Cei doi bărbați implicați în conflict s-au întâlnit la barul din localitate. Gestionarea le-a solicitat scandalagiilor să părăsească incinta localului. În apropierea barului, pe o uliță, tânărul de 31 de ani a lovit victima cu pumnii și picioarele, aceasta din urmă fiind transportată la spitalul municipal, unde a fost supusă unei intervenții chirurgicale. Un bărbat în vârstă de 31 de ani din localitatea Schineni, suburbia orașului Murgeni, a fost arestat preventiv pentru 29 de zile, fiind cercetat sub aspectul săvârșirii infracțiunii de lovit sau vătămări cauzatoare de moarte. Din cercetările efectuate de polițiștii Serviciului de Investigații Criminale, sub coordonarea procurorului din cadrul parchetului de pe lângă Tribunalul Vaslui, a rezultat faptul că suspectul a lovit un bărbat în vârstă de 27 de ani în aceeași localitate, între cei doi existând un conflict mai vechi. Urmarea leziunilor produse, victima a decedat după două săptămâni la Spitalul Municipal Bârlad. Pentru fapta săvârșită, codul penal prevede o pedeapsă cu închisoare de la 5 la 15 ani. Victima a decedat din concluziile preliminare ale medicului legist, rezultând faptul că leziunile produse în ziua de 17 martie au legătură de cauzalitate directă cu decesul. Oamenii legii continuă în acest caz cercetările pentru clarificarea tuturor împrejurărilor în care s-a produs fapta. Organizația Salvați Copii, în parteneriat cu Liceul Nicolae Iorga, a organizat la Casa de Cultură din Negrești o activitate educativă, traficul de ființe umane, în cadrul săptămânii Școala Altfel. La acțiune au participat elevii claselor a noua alături de profesorii diriginți. Scopul întâlnirii a fost acela de conștientizare și prevenirea consecințelor traficului de ființe umane. Au fost prezentate spoturi, mărturii ale victimelor și un scurt film artistic relevant pentru problematica abordată. Marți, 3 aprilie, elevii și profesorii negreșteni au putut afla informații utile despre dependență și codependență de
la voluntari ai Fundației Solidaritate și Speranță din Iași, aflată sub patronajul Mitropoliei Moldovei și Bucovinei și ai Centrului Sfântului Nicolae, reprezentat de părintele Iulian Negru, coordonator național al programului antidrog al Patriarhiei Române. Săptămâna Școala Altfel a fost marcată la Liceul Negreștean și prin vizionări de filme documentare și artistice, acțiuni umanitare la care au fost implicați elevii ai claselor a 12, acțiuni de înfrumusețare a parcului din curtea școlii, o dezbatere sărbătorire pascale în lume, concursuri școlare, activități de fizică aplicată, un meci de fotbal între elevi și profesori. Deși piețele din Vaslui sunt sufocate de speculanți care nu eliberează bonuri fiscale pentru legumele și fructele pe care le vând la prețuri umflate, chiar și de 20 de ori, autoritățile nu reacționează. Conducerea gărzii financiare nu a primit niciodată bonuri fiscale de la pizzari, însă nu are timp să se ocupe de ei, susținând că există un corp de control la nivelul primăriei Vaslui cu asemenea atribuții. La rândul ei, șefa respectivului corp de control pasează responsabilitatea către poliția locală. Foștii polițiști comunitari, în loc să-i verifice pe negustori, îi păzesc în schimbul unei beri. În tot acest timp, oamenii plătesc o căciulă de bani pentru o mână de zarzava sau de legume, iar statul este fraudat prin evaziune fiscală. De ani de zile, piețele vasluiene, mai ales cele din Traian, sunt sufocate de speculanți care umflă prețurile la legume și fructe de 10 și chiar 20 de ori. Dar abagii nu eliberează bonuri fiscale, deși au certificate de înmatriculare pentru societăți comerciale. Cu toate acestea, începând de la poliția locală, care mănâncă și bea cot la cot cu speculanții, continuând cu corpul de control al primăriei Vaslui, care nu mișcă un deget, deși vede ce se întâmplă în piețe, și terminând cu garda financiară, ai cărei comisari sunt sfidați, nimeni nu dorește să facă nimic. Vasile Langa, șeful gărzii financiare Vaslui, susține că piețarii nu au mai fost controlați de un an. Vasluienii duc la casele de amănet tot ce au mai bun prin casă, așa reușesc să-și asigure pâinea zilnică sau să mai achite din datorii. Fără locuri de muncă, fără bani, își lasă gajele, rățișoarele, inele și de multe ori chiar verghetele. Totul pentru a mai supraviețui o vreme. Se bucură că primesc bani pe loc și nu trebuie să dea niciun fel de explicații. Au fost vremuri bune când ne-am permis să luăm bijuterii, acum le dăm la amanet. Măcar aici nu mă întreabă nimeni pe ce cheltuiesc banii. Dacă am bani să iau lucrurile înapoi, foarte bine, dacă nu, nu. Cerceii i-am adus. Am de plătit o rată și nu am cum altfel, ne-a spus un vasluian. Reprezentanții caselor de amanet declară că majoritatea clienților vin la începutul lunii, când se cam termină și pensiile și ajutoarele de șomaj și nu mai știu de unde să facă rost de bani. Comisarul șef Eusebio Brânză va fi noul director al penitenciarului Vaslui. Ieri, Administrația Națională a Penitenciarelor a făcut publice rezultatele evaluărilor candidaților înscriși pentru cele 24 de posturi de director de penitenciar din întreaga țară. Pentru conducerea penitenciarului Vaslui își depuseseră candidatura subcomisarul Constantin Gabră și comisarul șef Eusebio Brânză. Cei doi au susținut mai întâi testarea psihologică, în urma căreia ambii au obținut calificativul admis, iar la începutul lunii aprilie au susținut un interviu pentru prezentarea proiectului de management și o probă practică pentru evaluarea aptitudinilor manageriale. În urma celor două probe, Gabră Constantin a obținut 5-20 la interviu și 6.20 la proba practică, fiind declarat respins. Eusebio Brânză cu 7.60 la interviu și 8.80 la proba practică și comedie final de 8.20 a fost declarat admis. Comisarul șef va prelua funcția doar după ce va fi emisă decizia de numire. Funcția de conducere este ocupată în prezent de comisarul Ovidiu Gavilaș. Campania de însămânțări de primăvară a început în forță. Până la această dată, agricultorii vasluieni au plantat legume, sfeclă, zahăr, plante de nutreț. Și la capitolul arături, fermierii stau mult mai bine decât în anii trecuți. În prezent, 87% din suprafața programată pentru însămânțări de primăvară este arată. În județul Vaslui, suprafața totală de teren agricol programată în ființării culturilor de primăvară este de 182.505 hectare. Până la această dată au fost efectuate arături pe 78% din suprafață, iar diferența de 5.514 hectare aparține gospodăriilor populației. Suprafețele care se vor semăna în primăvară vor fi superioare celor programate, ținând cont de faptul că o parte din suprafețele de culturi de toamnă calamitate vor fi întoarse și semănate cu culturi de primăvară. Este vorba despre cultura de rapiță, care va fi întoarsă în procent de 97% și cea de orz de toamnă, calamitată în procent de 50%. În schimb, cultura de grâu a rezistat cel mai bine temperaturilor scăzute din această iarnă, suprafețele afectate fiind sub 5%. În prezent, cultura de grâu se prezintă diferențiat pe parcele în funcție de epocile de semănat, respectiv 3 faze: de răsărire, de formare a frunzei și chiar de înfrățire, a spus Gabriela Angheluță, purtător de cuvânt al Direcției Județene pentru Agricultură Vaslui. Ieri, Asociația Telefonul Copilului a lansat proiectul Traficul de Minor pe înțelesul copiilor, demers care își propune educarea copiilor și tinerilor cu privire la primejdiile cauzate de traficul de persoane. Programul vine ca o consecință firească a creșterii numărului de cazuri de abuz sexual și trafic de minori sesizate la numărul de telefon 116111. În anul 2011, cele mai multe cazuri sesizate de copii au fost înregistrate din Sibiu, Iași, Neamț, Vaslui, Hunedoara, Cluj, Brașov și Bacău. Pornind de la conceptul promisiunile frumoase pot ascunde lucruri neplăcute, proiectul își propune informarea copiilor și adolescenților din regiunile Moldova și Transilvania
mediul rural în vederea prevenirii traficului de minori. Locul de muncă al părintelui sau părinților în străinătate, sărăcia, șomajul părinților, anturajul, lipsa informațiilor de acest gen sunt principalele cauze ale acestor forme de abuz. Considerăm că un copil educat este un copil avertizat. Acesta, ajutat de asemenea de educația venită din familie sau din școală, va ști să se apere mai ușor în fața abuzurilor, a declarat Cătălina Florea, director executiv al Asociației Telefonului Copilului. Inițiativa este finanțată de Ambasada Regatului Țărilor de Jos prin intermediul fondurilor FSA și se va desfășura până la data de 15 iunie 2012. Partenerii implicați în implementarea inițiativei sunt Ministerul Educației și Cercetării, Tineretului și Sportului, Agenția Națională împotriva Traficului de Persoane, Ministerul Administrației și Internelor, RomTelecom și Cosmoten. Primăria Vaslui găzduiește o expoziție dedicată sărbătorilor pascale. Lucrările realizate de elevi ai școlilor și liceelor din municipiu sunt expuse în foaierul primăriei. Icoane, desene, colaje și oncondeate care redau scene importante din ceea ce înseamnă Sfintele Paști au fost realizate cu maestrie de elevii vasluieni. Talentul acestora a fost recompensat de municipalitate cu premii. Lucrările pe care ați binevoit să le realizați și să le trimiteți și în acest an pentru a fi expuse în holul primăriei sunt de aceeași calitate cu care ne-ați obișnuit până acum. Și deși am vrut să premiem mult mai multe dintre ele, am decis totuși să păstrăm același standard și să oferim un premiu 1, un premiu 2, un premiu 3 și 3 mențiuni. Trebuie spus că prin suflet de copil, parcă evenimentul care se apropie și anume sărbătoarea Paștelui este mult mai emoționantă. Este plină de culoare sărbătoarea aceasta, este plină de inventivitate. Expresia artistică și modalitatea de a exprima ceea ce simt este diferită. Printre premianți s-au numărat și elevi de la grupul școlar industrial Ion Mincu, dar și prichinde de grădiniță. Felicitări! Mențiune Enoiu Alexandra, școala numărul 3. Felicitări! Premiul 3, Costolache Nicușor, grup școlar. Premiul 2, Danila Iulia, școala numărul 5. Felicitări! Premiul 1, Crețu Elena, școala numărul 10. Lucrările realizate de mici artiști vor fi expuse în foaierul primăriei până după Paște. Cu ocazia sărbătorilor pascale, angajații Inspectoratului de Poliție Județean au adus în zâmbet pe chipurile copiilor de la Centrul pentru Educație Inclusivă Negrești. Oamenii legii au oferit micuților cadouri, fiind recompensați de către aceștia cu un spectacol artistic. Polițiștii nu au uitat de tradiția instituită de ani buni și au vizitat copiii din centrul aflat sub ocrotirea Inspectoratului de Poliție al Județului Vaslui încă din anul 1990. Astfel, cei 150 de copii de la Centrul Școlar pentru Educație Inclusivă Negrești au primit joi, 5 aprilie, din partea reprezentanților Inspectoratului de Poliție al Județului Vaslui, daruri constând în dulciuri. Puținul nostru, prin sărăcia care există peste tot, am reușit să adunăm câteva cadouri pentru cei mici și sper eu să le luminăm un pic zâmbetul și să le aducem zâmbetul pe buze. Am devansat această zi, să zicem această manifestare, pentru că am înțeles că această săptămână a fost cea mai așteptată pentru elevi. Este o săptămână care s-a bucurat de mult succes. Școala altfel, da? Și am înțeles că se cheamă. O parte dintre dumneavoastră, dintre copii, am înțeles că ați vrea să fie tot anul așa și numai o săptămână să învățați. Cred că ar fi mai bine, nu? Drept mulțumire, micuții le-au prezentat un program de dansuri populare în sala Casei de Cultură din orașul Negrești. Iarba n-a murat, mă petre și până la poartă ne-a luat.
la inimă ne-o pus mâini noi, s-o dus babia pisteală măi, cu săpuri și lamnară mâini măi. Astfel și în acest an, Iepurașul a venit mai devreme la copiii instituționalizați. Prin contribuția tuturor polițiștilor fasulieni, au fost achiziționate și donate cadouri acestor copii care au așteptat entuziasmat sosirea Iepurașului. Preotul Constantin Burduja împlinește 101 ani. La moment aniversar, enoriașii au venit să-i ureze la mulți ani părintelui. Preotul a primit și un cadou aparte din partea colegilor de breaslă, care i-au oficiat taina Sfântului Maslu. Printre cei care au vrut să-i fie alături părintelui în această zi s-a numărat și fratele acestuia, Gheorghe Burduja, care la cei 94 de ani este singurul aflat în viață din cei 13 frați pe care i-a avut. Deși anul acesta părintele se simte mai slăbit decât anul trecut, când la împlinirea celor 100 de ani și aniversat ziua la biserica tăierea capului Sfântului Ioan Botezătorul, în prezența oficialităților vaslui și a credincioșilor, bătrânul preot a ținut să fie alături de cei dragi lui. Dumnezeu să vă binecuvinteze cu harul lui. Toate de la Dumnezeu. Le avem astea? Mulțumim, Domnule. Nu le avem? Ne le însușim. La eveniment au fost prezente și rudele bătrânului preot. Biblioteca orășenească Constantin Makarovici din Negrești a fost gazda unui spectacol dedicat copiilor. Ei, vedeți, nu mă potrivesc, că mama nu-i mamuca, nu-i mamuca. Apoi cine dacă nu e ea? Că da și eu am urechi, mă duc să le fiu. Bădică, bădică, ascultați-mă și pe mine, dacă vine cineva și spun, deschideți ușa, că vine mătușa, voi deschideți. Păi nu știți că mătușa noastră este moartă? Apoi deci, bine, eu mă duc să-i deschid. La această instituție de cultură a avut loc premiera piesei de teatru Capra cu trei iezi după Ion Creangă. La nivelul comunității din orașul Negrești, organizația World Vision se implică foarte mult în crearea de proiecte prin care să atragem tot mai mult copiii, tinerii în activități extrașcolare, în activități de școlare chiar. Și am încercat și noi, prin copiii de la centru de zi, un colectiv foarte talentat, avem copii foarte mulți care, într-adevăr, le place și am încercat să facem un trup de teatru în lipsă de altceva. Ei se ocupă mai mult cu calculatorul, cu, eu știu, activități care nu prea prind la ei. Și cu ocazia asta am încercat să facem un, eu știu, un proiect în care, într-adevăr, să-i atragem. Piesa de teatru a fost pusă în scenă în cadrul proiectului Mult e dulce și frumoasă, Limba ce vorbim, finanțat de Asociația World Vision România, de către copiii de la Centrul de zi Negrești, instruiți de educatoarea Frâncu Cătălina. Actualitatea parlamentară. Un moment important pentru susținătorii acordului propus dintre UE și SUA, privind transferul datelor personale ale pasagerilor aerieni către SUA, un moment greu pentru Sophie Ive, autoritatea unui raport care e recomandată ca acordul său să nu fie aprobat, a deschis votul împotriva poziției sale ca pe o lovitură date libertăților civile, argumentând că datele pot fi folosite de către SUA pentru o serie de scopuri nespecificate. Mulți dintre colegii săi au fost de acord. Dacă e vorba de combaterea terorismului, suntem de acord. Dacă e vorba despre extinderea scopului, ca de pildă lupta contra imigrației ilegale, nu cred că acesta e obiectul acordului. În conformitate cu acordul, UE trebuie să transfere detalii privind pasagerii aerieni, Departamentul pentru Securitate Internă al Statelor Unite. Datele pot fi păstrate timp de 15 ani. Acest lucru face parte, spune UE, din efortul internațional de luptă contra terorismului și infracționalității transnaționale după 9-11. Asta ne permite să combatem terorismul, crima organizată, traficul de ființe umane. Toate acestea sunt chestiuni foarte importante. Problema, care va fi acum supusă votului, a deranjat organisme care îi reprezintă pe cetățenii Europei. Datele lor sunt abuzate și vor fi stocate o perioadă îndelungată de SUA, fără niciun drept la reparație. Cred că cetățenii vor fi îngrijorați. Pe străzi, mulți susțin colaborarea multinațională contra terorismului și a infracționalității, dar se tem că pierd controlul asupra locului unde se află datele lor, cum sunt folosite și cine ar putea intra în posesia lor. Unii s-ar putea folosi de ele intrându-ne în casă sau știind lucruri despre noi.
Dacă anumiți oameni le vor sparge sistemul și vor accesa informațiile noastre, acest lucru ar putea fi periculos. Turismul sexual începe să se dezvolte în Ucraina. Împinse de nevoi financiare, multe femei au calea prostituției. În cel mai rău caz, ele cad în mâinile rețelelor de traficanți. E un fenomen ce poate lua amploare odată cu Euro 2012. Femeile abundă în viața de noapte de la Kiev. La fel și străinii care le caută. Lipsa posibilităților sau pur și simplu nevoia de a-și plăti studiile împing multe femei spre prostituție. Fenomenul, așa cum denunță organizația, ar putea crește exponențial odată cu celebrarea Euro 2012. Credem că atunci când vor sosi microbiștii, multe fete vor dori să facă bani. Pentru că situația lor economică nu este una tocmai bună. Aceasta va duce la o expansiune a prostituției. Cu cât vor veni mai mulți străini, cu atât vor fi și mai multe prostituate. În unele zone rurale din Ucraina, sărăcia este atât de mare încât pentru unele femei, sexul pe bani a devenit singura sursă posibilă de venit pentru a se întreține pe ele și familiile lor. Irina, care preferă să rămână anonimat, își întreține părinții. Atunci când am început, câștigam între 9 și 19 euro pe noapte, pentru că nu puteam fizic să mă ocup de mai mult de 2 clienți. Acum, cu până la 3 clienți pe săptămână, câștig pe săptămână atât cât câștigă în medie un ucrainean pe lună. Între timp, țara se pregătește de campionatul european de fotbal. O șansă uriașă pentru revigorarea economiei. Apar noi stadioane, noi aeroporturi și noi hoteluri. Este și o ocazie de a promova țara. Se estimează că vor sosi aproximativ 1 milion de microbiști, dar operațiunea nu este lipsită de pericole. Cu o treime din populație sub pragul sărăciei și aproape 70.000 de femei angrenate în industria sexului, Ucraina riscă să devină o destinație pentru turismul sexual. Ministrul de Interne ia în serios această amenințare și pregătește măsuri preventive. Acestea includ raiduri care vizează prostituate și proxeneți. Se speră că aceste măsuri vor ajuta la estomparea problemei. Faptul că poliția este activă va duce la o scădere a activităților infracționale legate de aceste tipuri de servicii. Principalele noastre ținte sunt proxeneții și proprietarii de localuri. Організатором цього бізнесу це сутенерам і утримувачем місць розпусти. Dar problema riscă să depășească granițele Ucrainei. Țara exportă de asemenea sclav în destinații ca Rusia, Turcia și în cadrul UE Polonia. Rusia, Turcia și dentro de la Uniunea Europeană Polonia. Țara coorganizatoare a Euro 2012. În acest context ne putem întreba dacă acest campionat va accentua traficul uman. De asemenea, vom monitoriza situația de aici, din Ucraina, și vom publica concluzii într-un raport la finalul campionatului. Dar în contextul actual din Ucraina, așa cum am spus, este foarte greu de prezis dacă problema va crește sau nu. În orice caz, situația din Ucraina este una îngrijorătoare. În ultimii 10 ani, Organizația Internațională pentru Migrație a identificat peste 8.000 de victime ale traficului de ființe umane, unul dintre cele mai ridicate niveluri din Europa de Est.
Augusto Inasio este destul de prudent în declarații înaintea meciului cu Voința Sibiu, care se va disputa sâmbătă după amiază pe un teren dificil. Înaintea partidei cu Voința Sibiu, Augusto Inasio a declarat că se teme cel mai mult de temperaturile ridicate de la ora jocului și de starea gazonului, care nu este tocmai propice pentru fotbal. Primele vești vom juca la jumătate tarde. În primul rând că vom juca la ora 2 după amiază. De așteptare călor. Va fi cald. În campul creftat dur. Din ce am înțeles că va fi un teren dur. E o echipă complicată. Și o echipă dificilă. Por isso, va ser un joc mult dificil pentru noi. Pentru asta eu cred că va fi un joc foarte dificil pentru noi. Por isso treinamos hoje às 2 da tarde. Pentru asta ne-am antrenat astăzi la ora 2. Amanhã não podemos treinar às 2, treinamos à 1, por causa de vamos viajar. Mâine nu putem să ne antrenăm la aceeași oră, ne antrenăm la ora 1 pentru că trebuie să plecăm. Para nos adaptarmos minimamente ao horário do jogo. Pentru că să încercăm o adaptare minimă la ora jocului. Por isso vai ser um jogo muito duro para nós. Pentru asta va fi un joc foarte dificil pentru noi. A spus Inasio. Antrenorul FC Vaslui speră ca echipa să fie aptă la ora jocului atât din punct de vedere mental cât și fizic, ținând cont de efortul depus la jocul cu CFR Cluj. Tem que estar pronto com a cabeça e com o físico. Trebuie să fie pregătit și mental și fizic. Porque desgastamos muito fisicamente nesse jogo. Pentru că am alergat foarte mult în jocul ăsta. 75 minutos com 10. 75 de minute am jucat în 10. A pressionar o adversário com muita determinação. Am făcut pressing asupra adversarului cu multă determinare. E foi um desgaste muito grande. Și a fost un angajament foarte mare. Penso que demos tempo de recuperação suficiente para que os jogadores possam se apresentar bem fisicamente. Dar eu creio que le-am dat timp de recuperare suficient jucătorilor ca să se prezinte în cele mai bune condiții pentru jocul de la Sibiu. A spus antrenorul. Lusitanu este neînvins în partidele din deplasare, obținut până acum maximum de puncte. Cada joc tem sua história. Fiecare joc are istoria lui. Queremos ganhar sempre os jogos todos. Întotdeauna ne dorim să câștigăm toate jocurile. Umas vezes não conseguimos porque não tivemos capacidade para isso. N-am reușit de fiecare dată pentru că n-am avut capacitatea să câștigăm jocurile pe care le-am pierdut. Mas outros, a culpa não é só nossa. Dar în alt joc, vina nu este a noastră. Ok, esperemos que tudo corra bem neste jogo. Sperăm ca totul să decurgă bine în jocul ăsta. E se tivermos a mesma determinação e o mesmo espírito de sacrifício que tivemos neste último jogo. Și dacă vom avea aceeași determinare și același spirit de sacrificiu pe care l-am avut și în ultimul joc, e posibil ganhar. E posibil să câștigăm. Un meci foarte greu în compania celor de la Vaslui, o echipă foarte bună, cu valori individuale, poate printre primele echipe din țară, dacă nu chiar prima. Și aici mă refer la valoarea individuală a jucătorilor aflați în echipa Vasluiului. Îi respectăm, așa cum am respectat toate echipele împotriva cărora am jucat, dar cu siguranță ne dorim să câștigăm tot ce se poate câștiga din acest joc. Partida Voința Sibiu FC Vaslui este programată mâine, 7 aprilie, de la ora 14. Augusto Inasio a vorbit și de arbitraje și sper că la partida cu Voința Sibiu să aibă parte de arbitri corecți. Cred că aconteceram coisas inacreditáveis în ultimul joc. Într-adevăr, avem nevoie de un lucru care ne-a lipsit în ultimul joc. Aquilo que eu espero sempre dos árbitros. Și acel lucru e ceea ce eu aștept de la fiecare arbitru, de la toți arbitri. Que sejam corretos. Să fie corecți. Que não beneficiem a nós. Să nu ne avantajeze nici pe noi. Nem os outros. Nici pe ceilalți. Mas que sejam corretos. Atât să fie doar corecți. Quando há tendência para uma equipa. Când înclină balanța pentru o echipă. É jogo sujo. Jocul suferă. Inasio. Portughezul a mai spus că și în țara sa natală au existat probleme cu arbitrajele, însă în ultimii ani situația s-a îmbunătățit. Arbitraje în Portugal, também houve há uns anos atrás, também muita coisa, muito roșine. Cu câțiva ani în urmă și în Portugal arbitrajele erau tot așa caracterizate de un cuvânt rușine. Mas melhorou muito. Dar s-au îmbunătățit mult. Eles têm boas condições de trabalho. Au condiții foarte bune de a-și face treaba. Têm subsídios. Au dinheiro para despesas. Au foarte mult sprijin pentru a-și desfășura activitatea, sunt organizați. E tão muito empenhados em fazer sempre bons trabalhos. Mas și sunt foarte motivați ca să-și facă tot timpul o treabă foarte bună. Duminică, catolicii sărbătoresc Paștele, motiv de petrecere pentru antrenorul Augusto Inasio. Tehnicianul FC Vaslui a declarat că va fi alături de jucători.
Então eu vou celebrar a Páscoa com os jogadores. Atunci o să se o să sărbătorească cu jucătorii. Vai voi. Jucătorii din noștri. Eu nu știu dacă în România a amendoas. Na Páscoa se come amendoas. Isto aqui não, não, não há dispa, não? Não, não, não. Prontos, mas eu tenho amêndoas que se come lá em Portugal. Ok. E no outro, a semana a seguir? Sim. Espero que quem seja ortodoxo que me convide para a festa. Bom, deci, pentru Paștele ăsta catolic, sărbătorește împreună cu jucătorii, el e catolic și sărbătorește. Nu știe dacă aici e biserică catolică. Da, este. Da. E pentru săptămâna viitoare, când e Paștele ortodoxilor, așteaptă ca ortodoxii să-l invite să se sărbătorească. A spus Augusto Inasio. Handball Club Vaslui are parte de o misiune ușoară în partida cu Dinamo București, care se va disputa în avans duminică 8 aprilie de la ora 12. Formația vasluiană speră să obțină o victorie confortabilă, astfel încât să rămână cu moral bun pentru viitoarele jocuri din campionat. Antrenorii Liviu Gugle și Laurențiu Cosma vor încerca și alte formule de joc, ținând cont că întâlnirea poate fi considerată drept un antrenament util pentru pregătirea turneului de baraj. Va fi un meci cu o echipă accesibilă, în care încercăm să folosim toți jucătorii, astfel încât să ne pregătim cât mai bine pentru baraj. Avem nevoie de cât mai multe jocuri pentru a fi în formă maximă, a declarat Liviu Gugleș. Handbaliștii vasluieni mizează și pe aportul publicului pentru a le oferi o victorie drept cadou înaintea sărbătorilor pascale.